avem dispoziția numărul 234 din 20-11-2018. Pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31-10-2018, proiect de dorere privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8190-16-11-2018. Avem proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, unor imobile, având categoria de folosință terenul și construcții ca urmare a raportului numărul 8228 din 19-11-2018. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău, atestat prin hotărârea Guvernului 1347 din 2001, anexa numărul 24, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a referatului de specialitate numărul 8227 din 19-11-2018. Și avem la diverse. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tarifului la apă potabilă și canalizare, respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea redistribuirii apei potabile. Avem proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei de obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 40.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017, sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, extindere școală gimnazială numărul 1 Cleja, grupuri sanitare în Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort 8362 din 26-11-2018, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SC Intel Trim SRL Bacău pentru spațiul comercial cu destinație farmacie, imobil situat în sat Cleja, Comuna Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 6496 pentru spațiul comercial cu destinație farmacie în sat Cleja, Comuna Cleja. Propun adoptarea de urgență a hotărârilor anexate aferente menționate mai sus în forma prezentată și redactată în ședința Consiliului Local. Cine este pentru? Deci 15 voturi pentru, nu? Ordinea de zi cu Da. Deci, în aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data 31-10-2018. Cine este pentru? 15 pentru, da? Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8190 din 16-11-2018, proiect inițial de domnul Ștoc Petru. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Cleja, județul Bacău, a unor imobile având categoria de folosință terenul și construcții ca urmare a raportului numărul 8228 din 19-11-2018, proiect inițiat de domnul Ștoc Petru. Cine este pentru? Despre ce e vorba aici? Să introducem în domeniul privat. Să introducem dispensarul. Și cu farmacia și cu cecul n-au fost introduse în domeniul public al comunii. Ele trebuiau introduse de mult. Ca să putem face documentații de evaluare, pentru că avem farmacia, o să avem următorul proiect, o să vedeți. S-a solicitat o nouă închiriere a spațiului. Pentru treaba asta trebuie să facem un raport de evaluare și scoatem la licitație imobilul respectiv. Până la scoaterea la licitație, dacă cu acordul vostru, ca să nu închidem farmacia, știți că este o problemă sensibilă la nivel de comună, ca să nu avem farmacie, mai facem o prelungire a închirierii, încă 3 luni, după care să... Adică pe 5 decembrie trebuia închis farmacia, dacă nu... Da, dacă nu trebuia să închide farmacia, și contractul de închiriere a fost numai până pe 5 decembrie. Peste 10 ani. Deci a fost pe 10 ani. Trebuie închis și până se demarează procedura care durează un pic. Adică vin și sărbătorii și așa. Nu ne cadrăm în timp.
Deja cât sunt, a fost închis o lună, știți că au fost probleme. Dar nu se poate prelunge pe mai mult? Păi deocamdată se prelungește doar până se finalizează noul dispensar. Procedura de licitație. Deci, noi vom scoate la licitație din nou această clasă. După aceea se va face legea. Faci licitații pentru închiriere sau pentru închiriere? Nu, nu, nu. Dacă vine altcineva și oferă mai mult pentru la... Este treaba lor, asta este. Asta e treaba lor. Dar eu vă spun că nu o să fie, pentru că noi între timp o să facem, cred că, și dispensarul. Care vom face și atunci proiectul care va fi. Și atunci farmacia se va muta în dispensar. Sigur, noi trebuie să facem formalitățile legale ca să mergem în continuare. Până atunci facem închiriere. Tu că alte discuții? Cine este pentru? 15 voturi pentru, nu? Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Cleja, județul Bacău, atestat prin hotărârea Guvernului numărul 1347 din 2001, anexa numărul 24 cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a referatului de specialitate numărul 8227 din 19-11-2018. Proiect inițiat de domnul Ștoc pentru prima discuție. Aș vrea să spun despre ce este vorba. Avem terenul la fata la Șaling, acolo. Noi facem podurile, avem organizarea de șantier care se va face de către constructorul care va veni și noi suntem obligați să-i punem la dispoziție un spațiu unde să-și facă organizarea de șantier. Conform legii teritoriale, pentru ca să putem să-i dăm, trebuie să introducem să avem terenul nostru. Nu poți să el să facă organizare de șantier pe terenul care nu ia nimănui. Și atunci trebuie să-l introducem în domeniul public, după care cedăm lui terenul ca să-și facă organizarea de șantier. Terenul ăla era domeniul public, că doar trecea acolo. Nu era. Nu, ascultă, nu e... Domeniul era tot al nostru, al primăriei, dar el nu era nicăieri băgat în domeniul public. Trebuie completat. Ca formalitate, că era terenul nostru, dar trebuie ca formalitate să... Dacă permiteți, acolo nu era din cauza că drumul era curba respectivă, iar acolo s-a umplut cu pomoc. Deci acum o să fac organizare de șantier. Acolo e treaba lui. El trebuie să... Noi trebuie să dovedim că îi dăm acest teren. E problema ca să introducem toate drumurile în domeniul public, trebuie făcute documentații cadastrale și nu imperiu. Deci introducem pe rând așa în funcție de necesități. Până într-o perioadă ne aproba la Consiliul Județean, cu hotărâri din Consiliul Local, cu hotărâri de liber, dar acum nu, ai o grămadă de cheltuieli de făcut, bani de cheltuieli, nu putem. Se supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru, da? Și avem suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețului tarifului la apă potabilă și canalizare și respectiv aprobarea modificării prețului de producere și transport în vederea restituirii apei potabile. Sunt discuții pe această temă? Pentru ca să ușurez, eu să vă ușurez. La ora actuală prețul apei este 3,78 lei. Se mărește la 4,05 lei. TVA vorbim. Dacă 3,79 a fost cu TVA. Nu, e cu TVA, da. Diferența va fi de 0,63 de bani. La metru cub. Sigur, sunt în spate niște calcule. Practic, n-ai ce face. Nu, dar dacă îmi permiteți, problema este, eu zic, este o chestie urâtă. În primul rând că prețul a crescut foarte mult. Și nu e normal așa ceva. Pe urmă, tot la fel aș întreba pe domnul președinte Gabi, care să-mi explice și 1,48 apă potabilă produsă și transportată în vederea de distribuire. Asta unde intră? Nu tot acolo intră? Păi tot acolo intră. Și atunci noi trebuie să ne gândim că se ridică aproape la 6 lei, vă, fraților, vă, de la 3,75 lei de bani. Păi gândiți-vă, eu vă spun, sigur, o să ne urce lumea în cap. Nu se poate. Și pe urmă, o altă motivare. Deci Crabul spune fermător că a preluat 3 sisteme, Săucești, Tamaș, Cașin și așa mai departe. Dom'le, și are niște cheltuieli. Păi mă, tată, pe noi nu ne interesează treaba asta. Atâta timp cât Primăria Cleja a plătit investiția, a plătit tot ceea ce o depins de alimentare cu apă,
Așa, iar acum tu vii și ne mărești chiar deodată. Am fost de acord cu 5, cu 5 lei, am fost de acord cu 30 de bani, cât o mărit acolo de fiecare dată. Dar acum ajungi dată la 6 lei, bă, frate. La 5,53. Păi 5,53, de la 3,75 de bani. Domnul consilier, dacă vă uitați aici ca și justificare, da. Ei pun aici așa, nu se pune problema de cashing și de rând. Ei pun problema energiei. Da. Corect. Problema probabil și a salariilor, și peste tot. Asta e situația, nu? Ei nu se... Oricum e prea mult, domnul primar, nu se poate așa. Da, eu aprobat, ca să vă spun așa, avem și ANRSC-ul aici așa, deci cu aprobarea ANRSC-ului, că ei sunt verificați. Se iau interes. Și ANRSC-ul nu are niciun interes, ANRSC-ul are, tocmai este factorul de echilibru între populație și unitate, adică nu poți și la EON, crezi când se curește kilovatul, tot la fel ANRSC-ul dă, înțelege aprobarea, adică nu putem... Eu zic că nu avem un control, faci parte din comunale. Să plătească ANRSC-ul atunci, deși să plătim noi mai mult. Păi, dar noi să plătim investiția noastră. Metru cub de apă. Apa e de la noi, tot a făcut, au preluat investiția, e plătit totul de primărie. Da, da, și ce se întâmplă? Aici gestionarea apei se fac tot de ei. Tratamentele sunt scumpe, deja... O să fac un nou proiect în care apa va veni de la Valea Uzului, pentru că pompele noastre sunt duse, cum se spune eu, apa noastră este, are cotele de nitrat, da, nitrice, mai sus. No, situația este complexă. Păi până în prezent, în afară de curent, în afară de salariile, ce au băieții ăștia și vorba aici, întreține ce este acolo, ce au de cheltuit? Apa e de la noi, n-aduce de la Valea Uzului. Apa se plătește la apele. Ascultați-mă, domnule, aceleași probleme am. Și nu mă gândiți-vă, mie mi-a venit o factură de 6 lei. Numai factura hârtia ca să se trimită prin poștă, tot te costă 1 leu și înțelegi o chestiune. Și eu vă spun un lucru. Gândiți-vă... La nivel de comună se încasează 30 de milioane de apă. 3.000 de lei la nivel. La o întreagă comună. Angajați, aia acolo. Deci nu se justifică, că așa am pus și eu problema acolo. Dom'le, e mult. Și pierderile sunt foarte mari, se fură foarte mult. Pierderile sunt... Asta nu e problema omului care plătește. Pierderile trebuie descoperite frumos și ăla să plătească, domnule, să plătească 1000 de metri. Deci eu vreau să vă spun că se încasează 30 de milioane pe lună de la aici așa, la nivel de populație. Nu să te duci la poarta fiecăruia și ne ați factura, aia ați factura. Eu cred că e așa puțin. Că dacă... Cât am luat să... Pe la nivel... La 500 și ceva așa. Păi la 500 de ani. La o medie de 30 de lei. Adică ție ți se pare 30 de lei mult să ai apă în casă? Nu, dar ei curge la robinet acolo, oricum sunt, nu că nu fac investiții, dar sunt costuri. Se strică o pompă, nu știți, este în lumea. Este comună care se autofiltrează, ei răspunde toată coloana de apă. Adică se poate prelua înapoi. Asta ei, oamenii lor au asta. De ce? Eu vă spun că... Și înseamnă ca să înțeleg pe lună sistemul. Gabi, dar doar nici și pentru aia astea toți oamenii doar să duc. Aceste sisteme nu sunt eficiente. Fiecare comună ar vrea să deie crabului, dar nu vor ei să preie din cauza că sistemele sunt cu probleme și nu vor să preie. Deci ar fi o tragedie ca noi să avem sistemul nostru. Îți trebuie laborator. Cine răspunde de calitatea apei? Adică voi credeți că e atât de simplu? Tot ei te împiedică ca să mai duci mai departe. Dar nu e vorba de asta. Uite, nu atoc și poți să ieși din adic. Nu poți, tu singur nu poți. Și Bălcescu vrea. Și toată lumea vrea ca să dea această instalație crabului și nu vor să preie, pentru că instalațiile prezintă tot deficiențe.
Dar știți cât de mersuri ați făcut un joc acasă, dăm apă? Dar eu știu, da? Dar acum era vorba de preț. Nu păi prețul ăsta, da, vrea să s-o sări deodată. Păi nu s-o sări, nu o sări de la 3 și nu știu cât. La 3,75? 3,75 la aproape 6 lei. Domnule, eu vă spun, eu aici așa plătesc 7 lei, nici factura nu a trebuit să vină. Dar nu locuiește acolo, de asta plătești. Dar locuiește, dar și tu cât plătești? Domnule, spune și mie, tu cât plătești? Dacă e atât de mult, o să vină gunoi, o să vedeți, la gunoi o să avem probleme. Nu, aici deja toate conturile sunt blocate pe toate primăriile. Da, la Bacău să plătești o plec, gunoiul cu apă cu tot, e corect? Așa nu plătesc. Nu există o plec cu tot, domnule. O să fie 15 lei, avem 200 de la acum și 15 lei de persoană va fi. Cum știți, cum crezi? Eu vă spun că asta e, nu avem un control. Dar trebuie să vă gândiți și ce faci cu sistemul de apă după aia. Ce faci cu apa? O să o bei? Nu prea lea. Nu luați nici. Nu știu, dar cu noi trebuie oricum, nu suntem vorba... Da, dar o să vedeți pe cum ăsta, da. O să vă asista și colectarea definitivă. Nu primește nimeni cu noi. Pentru că nu s-au plătit. Toate conturile în județ se plătesc, sunt miliarde care dar sunt de acolo. Celula 2 se închide. Păi se închide. Dar nu le mai dă voie nici la celula 1 acum, pentru că nu și-au plătit ăștia la EcoSud și nu le mai dă voie. Și somn acum așteaptă răspuns de la noi. Ce face dacă mai colectează începând de data de 29 cu noi? Păi și așa, am luat micile. Bine, s-a plecat o mașină, dar bine. Bine, ieri a fost plecat, asta nu a să fie iar fără o critică. Nu, Nu, deocamdată ei vor să mărească tariful la 7 lei de persoană. Și 15 lei la oraș. La oraș. Și la firmă, și la juridice, ma. Deci, de-aia eu vă spun, apa nu este scumpă deocamdată la noi. Indiferent ce spune, n-ai cum, pur și simplu, am vorbit, am fost la ședințe. Dacă vreți, nu aprobați, dar noi n-avem, nu putem de ține un sistem în funcție. Noi aici, ca primărie. Eu vă spun dinainte, pentru că eu n-am apă, mă abțin de la vot. Dar reprezinți cetățenii din comună, deci trebuie să avem apă. Dacă nu trebuie să o luăm așa personal, dacă nu avem prea asta, și eu am și fântână și am și trasă și de la rețea. Și eu de ce n-am apă? Nu ți-ai tras. De ce nu ți-ai tras? Da, dar eu iau conducta aia groasă și o duc până la mine, la poartă, nu? Sau cum? Să știi că au fost oameni care au făcut anul acesta, ca de exemplu pe Nuferit. Dar tu știi că-ți metri am eu, dar știi că-ți metri am eu de unde e conducta până la mine acasă? Domnul Boșânzat, au fost oameni care au deschis și au făcut acest lucru. Au făcut și pe aici, de aici, la Vișa. Dar nu tocmai că așa. Da, și domnul Boșânzat, de la Vișa, el o tras 50 și... Am venit aici. Faci cum faci și să-ți dai apă, na. Eu te pot ajuta, în sensul mai băgăm un bund, o faci o mea. Un pic de șansă, fac 2 metri de țeavă, ai plus față. Eu pot să săp, dacă vrei, nu e o problemă, faci 2 metri de țeavă și ai și tu apă. Așa o tras mica. Și Gică, pentru mine, că nu am obiectul. Dar se unesc mai azi. Se unesc, fac, las-o cu ștau, las-o. Cine se unesc? Singur acolo. Nu poți, cu proiect nu poți, asta vreau să noi putem face numai cu proiect. Proiectul e foarte complicat și foarte scump. N-ai da, haideți să revenim la... Revenim la problema noastră. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Deci. Câte abțineri?
Deci că suntem. Hai, adică să suntem și... Cine este pentru? Încă o dată, cine este? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Majoritate, da? Da. Eu nu pot ca să las vecinii fără apă pentru că alții nu sunt oameni care n-au posibilitatea de a avea apă în fântări și acum să facem lucrul acesta. Fiecare vrea să fie așa, dar e vorba de mine. Se depisteze, nu se pierdea. De ce? Sunt și pierderi care nu se descoperă. Pentru că rețeaua a fost făcută cum a fost făcută, ca să le luăm atunci. Cum a fost făcută. Vreau să vă zic, nu este normal la Somoș că nu se poate descoperi pierderea pentru că țeava este trasă pe mijlocul șoselei. Nu este normal. Unde pe găsești șosele, sursa? Am desfăcut ca să intrăm, dacă vreți să intrăm, intrăm. Știți că intrăm în polemică. Deci ca să am încercat deci, să fac șanțurile, să fac rigole, și unde este trecerea, unde este țeava de pe șoam trecută, unde trebuia să treacă o rigolă, dar nu vorba dacă de amici. Când e trecută în locul la țeava și poată și trecută țeava, nu cred că primarul comisii, primarul a făcut rețeaua. Dar dacă o firmă, că fost cine s-a urmărit. Sunt probleme, Dar fost dirigitul de la tău, luați-l la primarul ce rol are, mă, nu m-a să spună că dirigintele de el, numai să dăm cu vina pe alt. S-o fuz rețeaua unde au fost, unde va fi, în unele locuri la Pe strada Unirii, ca să depistăm, ne-am dat seama că curge apa și este pierdere, nu știam de unde este, a trebuit să tăiem asfaltul și să găsim capacul căminului la 35 de centimetri sub asfalt. E normal? Nu e normal. Rețeaua e cu probleme, da. Așa a fost. Am avut incendiu sâmbătă. De la început n-au vrut să vei, eu vreau incendiu. N-am avut apă la Calea Faraoanului? N-am avut presiune? Până ce au venit pompierii, săra pomiu, a stat în șuraș cu animale în el? Dar nu este normal. Sunt pierderi, dar să ne asumăm. Acum nu votăm. Abțineri. Deci, domnul Dobos. Da? Domnul Salca. Domnul... Obărici. Varga. Domnul Joca. Da? Voidoc. Și dumneavoastră? Voidoc. Și domnul Hoboriș, nu? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu atât vreau să vă precizez la chestia asta, este dreptul dumneavoastră să votați pro sau contra, dar trebuie să vă gândiți înainte de toate că sunteți într-o asociație, v-ați dat alimentarea cu apă la crap, adică trebuie să vă gândiți și la soluțiile pe care trebuie să le luați. Și trebuie să vă gândiți mă repet, că cetățenii v-au trimis aici, tocmai în ideea de a reprezenta interesele, de a-i reprezenta. Voi totdeauna ne abținem, nu votăm, de ce mai veniți, nu știu. Practic asta e soluția, până la urmă, dar nu da. Dar dați dumneavoastră altă soluție mai bună atunci, dacă credeți că nu este soluția bună asta. Credeți că asta este să ne oprim apa ca să nu mai aibă apă cetățenii? Nu știu, dar votul a trecut, nu? Da. Și mai are rost polemică și astea. Deci rămâne bătut în cui 8 pentru 7 abține, da? Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind analizarea, aprobarea, completarea listei obiectivelor de investiții pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local și folosirea sumei de 40.000 de lei din excedentul bugetar pe anul 2017, Comuna Clejan, județul Bacău, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții extindere, școală gimnazială numărul 1 Cleja,
cu grupul sanitar în comuna Cleja, județul Bacău, și actualizarea listei de investiții pe anul 2018, numărul 8364 din 26-11-2018. Sunt discuții. Aici vreau să precizez, să vă explic ce se întâmplă. Avem o solicitare, solicitarea de fapt este veche, de ani de zile, ca să facem aceste toalete în cadrul școlii. Și acum trebuie să facem acest proiect ca să putem să demarăm lucrările. Avem nevoie de bani pentru studiu, pentru ridicare, topo. Noi nu plătim, nu știm dacă anul ăsta vom plăti. Numai să contractăm, dar nu poți contracta dacă n-ai bani. Și pentru treaba asta, adică nu e... Banii nu se dau decât în condițiile după ce... Pentru că știu dacă îți plătim doar ceva avize. Exact. Avizele care trebuie. Dacă mai sunt discuții, nu supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local Comuna Cleja, județul Bacău, pe anul 2018, ca urmare a referatului compartimentului de resort numărul 8362 din 26-11-2018. Sunt discuții? Conform legislației, în anul acesta suntem obligați, avem plata asistenților personal 90% din bugetul de stat și 10% din bugetul local. Acum cei de la finanțe ne-au luat 90.000 de lei din subvenția care ne-au dat-o pentru plata asistenților personal. Deci a trebuit să reducem și automat am și pus de la noi în parte ca să putem completa salariul pe luna noiembrie, ca să votăm decembrie. Și s-a finalizat procedura pentru dosarele de încălzire care s-a făcut acum pentru perioada de 5 luni și am prins și banii aceia, că de obicei vin cam, nu știu, la sfârșitul anului, dar trebuie prins ca să nu stăm la sfârșitul anului, dacă cumva vând, să stăm atunci să ne apucăm să fac nu e timp. Și despre asta e vorba rectificarea aceasta procedură. Mai sunt discuții? Nu. Spunem la vot. Cine este pentru? 15. E proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit de către SECE Intel Trim SRL Bacău pentru spațiul comercial cu destinație farmaciei mobil situat în sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, strada Alea Poștei numărul 1, apartamentul 1, parter, județul Bacău. Suprafața construită de 66,67 metri pătrați, suprafața utilă de 50,87 metri pătrați. Deci pentru stabilirea unui preț de închiriere nu se poate lua în considerare valoarea de inventar pe care o avem noi în contabilitate și atunci se face un raport de evaluare separat pentru prețul pieței. Până acum și așa era de atunci, când se făceau contractele, 2000, când s-a încheiat 2008, era un leu pe metru pătrat. Așa merge atunci, ei acum nu mai merge. Domnul cu care am făcut evaluare a încercat cât de cât să tragă, dar n-a putut mai mult de 250 de lei pe lună. Deci va ieși prețul mult mai mare. Dacă plăteau până acum 600 de lei pe an, vor plăti minim 3.000 de lei pe an. Yeah. Adică ăsta este prețul pieței, nu mai poate. Valoarea construcției este 55.000 de lei, nu mai merge cu un leu metru pătrat. Dar probabil dacă doamna de la farmacie de-a spus, desigur nu ar fi, că nu mai găsești nici prețul un leu metru pătrat. Și pentru asta s-a trebuit să întocmească raportul de evaluare, cum ați mai discutat înainte, să demarăm procedura de închiriere care se face prin licitație. Dar nu avem altă. Doamna este foarte responsabilă, nu avem probleme cu lucrul adotat, farmacia am văzut, dar asta este procedura. Noi trebuie să îndeplinim condițiile legale, practic, asta. Exact. Problema este o firmă care trebuie să plătească chirie. Punct. Da, și primăria a fost plătată de acești bani. Nu există chirie cu 5 legeri, nu e fata pământului. Noi pentru asta trebuie să primim un raport de evaluare pentru a se stabili prețul pieței, pentru că nu putem stabili brutul mediu. Prețul minim este 250 lei, în momentul când se va face licitația, va fi prețul cel mai mare. Cine ofertează cel mai mult, ăla câștigă. Asta este procedura. Dacă nu mai sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru? 15 pentru, da? Da. E proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere numărul 6496 din 05-12-2008 pentru spațiul comercial cu destinație farmaciei mobil situat în sat Cleja, Comuna Cleja.
până la finalizarea procedurii de închiriere, de închiriere prin licitație publică organizată în condițiile legii. Deci, v-am zis, pe 50 de ani încheie contract. Doamna până atunci are și autorizatele funcționale de la Registrul Comerțului, că așa este contract. N-a putut să-i dea autorizație dacă nu are un termen, adică degeaba expoziție prelungește. La Registrul Comerțului vor dată. Și atunci, ca să nu închidem farmacia pe 5 decembrie, pentru 31 decembrie și cu sărbători, nu ne încadrăm în termenele pe care ne le impune legislația să le păstrăm în cazul licitațiilor de genul acesta și atunci, de comun acord să hotărâți, să prelungiți, pentru că altfel să închidem farmacia până să termin toată procedura și nu știm dacă este ok lucrul acesta. Și de asta s-a propus chestia asta, să plângească de 3 luni, ca în termen de 3 luni să finalizeze totul și nu fie probleme. Supunem la vot. Cine este pentru? 15 pentru. Și la diverse. Ok, deci la ședința închisă.